De mâine, încă de la primele ore ale dimineții, producători de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii din toată țara se vor instala la Casa de Cultura Sindicatelor. Lucian Grigorescu din Megidia pentru a da startul târgului de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, care se va închide pe 27 octombrie. La această manifestare expozițională sunt invitați toți locuitorii municipiului Megidia. Vor fi prezenți producători și importatori din toată țara cu o gamă largă de produse. Acest eveniment este destinat atât publicului larg, cât și firmelor care doresc să și îmbunătățească portofoliul de produse. În cadrul turgului vor fi expuse spre vânzare îmbrăcăminte pentru adulți, articole home and deco, accesorii îmbrăcăminte din piele și blană, încălțăminte, genți și accesorii. Astfel de mâine peste 20 de expozanți din toată țara își vor prezenta cele mai noi colecții din industria textilă până luni 27 octombrie. Târgul va fi deschis zilnic între orele 10 și 20, iar duminică între orele 10 și 17.